Georgiana Ciuciulete, capitanul echipei Handball Club Zalău din sezonul precedent, a ieșit din circuitul de performanță la finalul sezonului trecut, când a anunțat că este însărcinată. Sâmbătă 23 martie, handbalista care va împlini 26 de ani luna viitoare, pe 24 aprilie, a dus pe lume o fetiță pe numele său Sofia Maria, noua membra a familiei Ciuciulete. A avut la naștere greutate de 3 kg și 360 de grame și înălțime de 53 de centimetri. Bucuria Georgianei după nașterea fetiței sale a fost dublată la numai o zi distanță de selecționerul echipei naționale, profesorul Gheorghe Tadici, care a anunțat în conferință de presă de la finalul trofeului Carpați că așteaptă revenirea la echipa națională a handbalistelor accidentate, precum și a celor care au devenit mame și au întrerupt pentru o scurtă perioadă de timp activitatea de performanță. Acoperiți, să spunem că suntem, dar nu știu dacă avem dubluri, așa cum are Germania, valori apropiate sau chiar Spania. Să e speranța noastră, v-am mai spus că pe fondul unei munci susținute și a unui volum mare de pregătire să construim o echipă competitivă și asta înseamnă că trebuie să ai 2-3 jucătoare pe post, pentru că apar situațiile de pierderi, accidentări. Noi lucrăm cu fete, avem inclusiv gravide, inclusiv mămici de o zi, de două zile, de vineri seara, de ieri dimineață, mă rog, ne bucurăm, le felicităm și pe ele și pe și bebelușilor și sigur că le și așteptăm să revină în circuitul performanței la echipa națională. Revenirea Georgianei pe semicer se va produce cel mai probabil la începutul viitoarei ediții de campionat.